Miros de asfalt proaspăt în comuna Mehedințeană Zvinița. Primarul comunei Nicolae Curici este un om al comunității, iar toate demersurile pe care acesta le întreprinde sunt menite să vină în sprijinul cetățenilor, ducând totodată la creșterea nivelului de trai într-o zonă cu un uriaș potențial turistic. Comuna Zvinița, ultima și cea mai vestică comună din zona mehedințeană a clisurii Dunării, este cunoscută la nivel național datorită plantațiilor de smochini, pomi fructiferi, adaptați miraculos la clima din România, datorită produselor tradiționale, dulceață și țuică de smochine. Astfel, un primar gospodar, așa cum este Nicolae Curici, dorește să păstreze tradițiile și obiceiurile locului, dar totodată, prin proiectele implementate, să crească nivelul de trai din zonă. De această dată vorbim despre asfalt proaspăt în Comuna de pe malul Dunării. Primele, să zic, două drumuri de acces care au rămas de asfaltate în Comuna Sfinisa, și acum este drumul de acces care duce la stadionul de fotbal Pavel Petrovici, și un drum de acces care duce deasupra de cimitir, pe care locuitorii Comunei au nevoie și au dorit ca și aceste, să zic, drumuri să fie asfaltate. Și am avut niște. M-a bani de la bugetul local încă de acum 2 ani, și astăzi, în sfârșit reușim să finalizăm lucrările la, acest, la această investiție, asfaltarea și reabilitarea celor două drumuri de acces. Infrastructura rutieră trebuie să fie și ea încadrată în peisajul de vis din Comuna Zvinița, iar prin aceste străzi asfaltate este facilitat atât accesul cetățenilor, cât și cel al turiștilor aflați în zonă pentru a se putea bucura de frumusețea locului. În Comuna Zvinița se lucrează pe toate planurile. Infrastructură de sănătate pentru că în urmă cu puțin timp a fost inaugurat primul dispensar medical și cabinet stomatologic, totul pentru a veni în sprijinul cetățenilor care trebuiau să străbată zeci de kilometri până la Orșova. Natura este pe deplin suverană în defileul prin care se zbate fluviul. Ajuns aici devii prizonierul frumuseții copleșitoare care te înconjoară la fiecare pas. Turiștii sunt vrăjiți de peisajele din clisură, iar în ultimii ani activitatea turistică a început să se dezvolte, iar condițiile bune de cazare și posibilitățile diverse de relaxare fac din această zonă o destinație perfectă pentru orice perioadă a anului.